Soneria. Un sunet lung, probabil nu primul. Aud voci. Cineva bate în ușă. Deschideți ușa! Primul gând e să mă uit în oglindă. O nebunie, desigur, dar în același timp, pentru mine, un gest reflex, esențial, obligatoriu. Mi s-au decolorat buzele. Poate de frică. Mă repet către vizor, dar pe jos e un corp întins într-o baltă de sânge. Iar eu știu cine e. Ce treabă avea el în acest bloc? Și mai ales, de ce zăcea într-o baltă de sânge? Reușesc să mă strecor printre două persoane și o iau pe scări. E mort. Pe margini fluturau frunzele unor pomi înalți, sute de trunchiuri care se vedeau peste tot, o pădure care unduia incredibil de lent, în același timp, în aceeași direcție. Păreau niște copaci dansatori, iar printre ei, o siluetă, ca o frunză luată de vânt. Cele mai spectaculoase schimbări aveau loc în zona nasului. Putea fi vesel, ori copleșit de tristețe. Oricum, de aici pornea totul. N-ai fost acolo când am avut nevoie de tine! Cum poți să zici asta? Din cauza ta am pierdut și patul! La școală, lumea se pregătea de bac și de facultate, iar eu umblam după paturi. Am încercat să-i vorbesc făcând semne care mi s-au părut sugestive, dar pe care el nu le înțelegea. Nu părea să cunoască vreo limbă de circulație. M-ai speriat rău, domnișoară. Stăteai întinsă pe pat cu ochii pironiți în tavan. Parcă ți s-au lărgit și ochii. Poate de la cât te-ai holbat în tavan. Cine știe? Am fost convins că e alt specimen de căpușă și că venise să filmeze prin librărie. Se încadra în profilul vlogăreselor. Era genul felină, mișcându-se fără grabă pe lângă rafturi. Îmbrăcată cu niște jeans foarte haioși, mai mult stacojit decât orange. I-am zâmbit în speranța că îmi va spune de ce a venit, dar a ieșit glonț. Mi s-a părut chiar ofensată. Uite, Florina, am găsit ceva pentru tine. Este povestea unui om care făcea 4 pe la 1800. Nu zice că m-aș cercetări? Ți-l las două zile. L-am scos de la Chimpere Naționale cu greu, unde am un prieten. Dar, dacă se pierde, am venit, înțelegi? Te rog să ai mai grijă de el. O spus de la rapă, am spus. Nu spune că e luat de la Chimpere Naționale? Am rugat pe cineva să facă un copil. Se pare autentic, nu-i așa? Vorbește de ce, dragul meu, că ne aude lumea. Nu ne aude nimeni. Cum să nu? E plin de lume pe aici! A venit până și Ferucia! Amanta mea! E mort. Nu! Trebuie să stai pe mijloc și cu picioarele drepte, ca și cum. Așa? Da. La viață că mă termină psihic. Bă, băcioiu! Până acum îți pala tine! Măi, fătiță, ce m-ai speriat!